Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Barbă, a anunțat că 3 obiective turistice din județ au șansa să obțină titulatura de destinație anului 2023. Printre acestea, Ținutul Mănăstirilor din Bucovina este nominalizat la categoria Tărâmuri cu istorie și tradiție. Barbă a îndemnat oamenii să voteze pentru această destinație, dar și pentru alte 2 obiective. Cetatea de Scaună Sucevei la categoria Atracții cultural-educative și Țara Dornelor la categoria Comori Naturale. Votarea se poate face până la data de 7 aprilie 2023, accesând site-ul destinațiaanului.ro. După ce se votează în cel puțin 3 categorii, trebuie să se confirme votul apăsând butonul Confirmă votul și introducând adresa de e-mail. În final, trebuie să se acceseze link-ul Confirmare vot din e-mailul primit și să se aștepte confirmarea că votul a fost înregistrat.